Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al videoblogului Bursier Investește la Bursă. Săptămâna trecută, alături de Eusebiu Burcaș, unul dintre cei mai cunoscuți trainer de educație financiară din România, am realizat un webinar special în care am discutat despre miturile care circulă în spațiul public, mituri legate de domeniul investițiilor, de domeniul bursier sau de domeniul educației financiare. Am demontat acolo 7 mituri, printre care și mitul că ai nevoie de foarte mulți bani pentru a investi la bursă, că doar brokerii și doar bancherii pot să reușească în acest domeniu și că toți cei care investesc la bursă până la urmă își pierd banii. Găsiți înregistrarea webinarului în descrierea acestui video și în acest scurt episod o să vă ofer un scurt preview a acestui webinar. De unde vine povestea asta cu miturile? De-a lungul timpului, după zeci de ani de investiții și mai bine de 10 ani, deja că 12-13 ani de când am început să fac educație financiară, am observat că oamenii evită să investească datorită unor blocaje mentale. Și atunci eu le-am spus mituri acestor blocaje. Ce este un mit? Ne uităm în Dex, este o povestire fabuloasă cu caracter sacru, da? Care cuprinde credințele unui popor despre, mă rog, evenimentele universului, fenomenele naturii, despre zei, eroi legendari și mai departe. Poate fi o legendă sau un basm. De obicei se spune că este ceva de mit, fantastic, fabulos sau mitic. De asta am pornit cu această definiție ca să cadrăm un pic contextul în care vorbim în seara asta. Repet, constatarea mea este că noi românii în general ne ferim multă vreme în viață de investiții pentru că avem niște credințe care de-a lungul timpului vor fi ramforsate din ce în ce mai mult cu argumente pe care le căutăm în contextul nostru ca să ni le solidificăm, nu-i așa? Adică, băi, credința mea, punctul meu de vedere, trebuie să-mi adun acele argumente din piață care să confirme ceea ce eu cred despre investiții. Mitul numărul unu pe care o să-l dezbatem împreună cu Rareș în seara asta este n-avem noi săraci bani de investiții, investițiile sunt numai pentru aia putre de bogați pe care îi dau bani afară din casă, banii le curg afară din conturile bancare și atunci de lehamite și de silă distruși, ăia s-apucă de investit. Da? Așa că noi ne vedem de sărăcia noastră, de traiectoria noastră financiară, mergem și muncim cinstit, consumăm cinstit tot ce am produs și nu se pune problema ca vreodată să devenim investitori. Și atunci acest mit, acest blocaj, dacă vreți, este de departe, după mine, cel mai întâlnit în piața asta. Și atunci aș vrea să discut împreună cu, să începem de fapt conversația, că de-aia ne-am adunat aici, Rareș. De cât ai bani ai nevoie de fapt atunci când vine vorba de investiții? Vorbim de niște sume fabuloase, trebuie să îți vinzi un rinichi, casa de la mama și așa mai departe, sau să spargi o bancă, să te transformi în investitor? La tine cum a fost? Într-adevăr, sunt încă foarte multe persoane care trăiesc sub falsa impresie că pentru a investi ai nevoie de foarte mulți bani și acest club al investitorilor este un club exclusivist în care ei nu au acces și nu știu acele secrete sau acele taine prin care poți face bani foarte, foarte mulți. Din păcate, sunt încă foarte mulți români care nu știu că pentru a trece de la depozite bancare la investiții în titluri de stat este un pas simplu de făcut pentru oricine. Și pentru a deveni investitor în titluri de stat ai nevoie de doar un leu. Trebuie să cumperi un titlu de stat și este accesibil ușor la poștă sau la trezorerie. Dacă mergem mai departe, pentru a face investiții în fonduri mutuale sau fonduri de investiții, ai nevoie de 10 lei sau 12 lei, cât costă o unitate de fond la un fond mutual. Sau mulți nu știu că, de fapt, dacă sunt angajați și au un contract de muncă, deja sunt investitori, dar sunt investitori într-un mod indirect, deoarece o parte din contribuțiile lor la pensie merg către fondurile de pensii pilonul 2,
care investesc acei bani, îi investesc în titluri de stat, obligațiuni municipale sau îi investesc chiar pe bursă în acțiunile Băncii Transilvania, OMV Petrom, Romgaz și alte companii mari care sunt listate la Bursa de Valori București. După ce am demontat toate aceste mituri legate de investiții, alături de Eusebiu ne-am propus să mergem mai departe și să realizăm un curs de investiții în care să venim cu explicații despre toate aceste instrumente financiare, un curs de investiții care se va desfășura live timp de 6 săptămâni și în care vom învăța cum să analizăm instrumentele financiare, cum să știm care sunt instrumentele financiare potrivite fiecărui investitor și cum să-ți construiești un portofoliu corect de investiții. Am pus link-ul în descrierea acestui video dacă vreți să vedeți mai multe detalii despre acest curs de investiții care va începe pe 15 aprilie. Până data viitoare, vă doresc investiții cât mai profitabile.